ziua. Bună ziua. Bună ziua și la mulți ani. La mulți ani. Bună ziua, domnule. Unde le punem? Punem pe loc. Ia că trebuie să noi mai dăm pentru dumneavoastră cadou, dar acum și prea. Nu, așa e bravo. Bună. Mai stai. Să ne arăt, în primul rând, din partea comisiei noastre, cultură, educație și etc. Am adus o felicitare, ca să aveți ceva oficial, adică, din partea Parlamentului. Da, da, da. Mâine știu, o să vină și domnul Cormân, parcă trebuie să fie, dar din partea comisiei noastre, cred că ar fi obligat să faci vă gest. Da, da. Pe urmă, să știți, nu vreau să știți acum, că n-are răs. Da, da. Ia, este iată. Te rog frumos. Salut, salut! Bunul meu prieten. Eu țin să vă felicit din partea unui teatral. Asta e premiul, îl pun să vadă ăștia cu banii vi-am transmis. Premiul. Dar eu vă aștept pe 24 la gala premiilor martie să luați premiul cel mai mare. Dacă rămânem acolo, să ne întâlnim. Mulțumesc, mă, dragul meu. La mulți ani, la mulți ani, maestru. Da, sănătate. Sufriți. Cum ați gânduri care le aveți dumneavoastră pentru maestrul voluntir? Cu ce gânduri ați venit astăzi la dumneavoastră? În primul rând am venit cu sufletul foarte și foarte curat. Am venit împreună cu colegii mei, să zicem, maestrului voluntir la mulți ani. Acest om deosebit a făcut atât de mult până în prezent și eu tare vreau ca această zi să fie una frumoasă pentru dumnealui, dar și, dacă doriți, un nou început pentru ce urmează să facă dumnealui. Sigur, i-am dorit sănătate, sigur, realizări și sigur vom continua încă să vorbim, să ne mai povestim ce se mai întâmplă și ce urmează să facem împreună. Dragostea deosebit pe care o aveți pentru maestru se simte din voce. Este un sentiment deosebit. Îmi este un om tare drag și la care țin foarte mult. Și este într-adevăr un om de o bunătate aparte. Și un om care știe să aibă grijă de cei din jur și de cei care sunt și mai departe. Este un om într-adevăr deosebit și pe care trebuie nu doar să-l prețuim periodic, dar de care trebuie și să avem mare, mare grijă.